Semnal de alarmă tras de directorul administrației spitalelor din București. Se va ajunge în situația în care nu va mai putea fi asigurată continuitatea actului medical, atrage atenția Oana Gabriela Sivache. De vină este lipsa de personal din sistem. Spitalele nu mai au suficienți medici, iar guvernul trebuie să protejeze sănătatea publică, spune directoarea ASSMB. Vorbesc zilnic cu managerii unităților sanitare din capitală, intru zilnic măcar într-un spital, nu emit deci păreri de la distanță. Sănătatea nu a mai trăit o astfel de criză în ultimii ani, a scris Oana Gabriela Sivache într-o postare pe Facebook. 19 spitale din capitală sunt administrate de ASSMB. Recent, liderii coaliției Marcel Ciolacu și Nicolae Ciucă dădeau asigurări că sănătatea va fi prioritară la alocarea de fonduri în bugetul pe anul viitor. Guvernul a prelungit voucherele pentru încălzire până în primăvară, a anunțat ministrul proiectelor europene Adrian Căciu. Aproximativ 2 milioane de persoane au beneficiat de ajutorul de 1400 de lei pentru decontarea facturilor cu încălzirea. Începe cu vestea bună pentru cei care sunt beneficiari de vouchere de energie. Am prelungit valabilitatea voucherelor de energie până la 31 martie 2024. Așa cum vă anunțasem, astăzi am formalizat adoptarea acestei măsuri, astfel încât beneficiarii, familiile vulnerabile, gospodăriile vulnerabile să poată să plătească facturile la energie din aceste vouchere până la 31 martie 2024, termenul inițial era 31 decembrie 2023. Această prelungire a fost aprobată în urma unei consultări cu Comisia Europeană și a unui dialog pozitiv pe care l-am avut acolo și a unui răspuns pozitiv din partea domnilor lor. Ministrul proiectelor europene a anunțat că vor fi prelungite și ajutoarele pentru alimente și mese calde. Este vorba despre acele vouchere de 250 de lei acordate din două în două luni. Deci anul viitor, din programele, să spun așa, de tip social sau cu impact social pe care le avem, cu siguranță va continua programul cu privind voucherele de alimente, cel de 250 de lei, cu aceeași periodicitate, la două luni acordate, și va continua și programul privind pachetele alimentare pentru persoanele vulnerabile. Un program care la fel se încheia în anul 2023 cu noua finanțare din programul persoane defavorizate 2021-2027. Guvernul încearcă să scape România de sancțiunile Uniunii pentru depășirea țintelor de deficit bugetar. La finele anului expiră teoretic termenul dat de Uniune țărilor membre pentru a-și restabiliza bugetele după pandemia COVID. Ținta de deficit asumată pentru anul acesta de 4,4% din PIB va fi depășită, însă guvernul a explicat deja Comisiei că de vină este, între altele, războiul de la graniță dintre Rusia și Ucraina. Autoritățile de la București vor încerca să renegocieze țintele viitoare cu Comisia Europeană. Ministrul proiectelor europene, Adrian Căciu, spune că abia în aprilie vom avea cifrele exacte pe anul 2023. Haideți să le luăm, pas cu pas. Am avut un an complicat. Încă o dată, nu este singura țară, România, care a avut un an complicat. Europa este în recesiune și efectul asupra economiei europene se răsfrânge și asupra economiei românești. Am mai spus, nu suntem izolați. Evident, toată negocierea și toate argumentele prezentate de Guvernul României au fost luate în considerare de Comisia Europeană. Probabil anul viitor se va discuta despre noua cale de ajustare a deficitului bugetar al României, atunci când se are în vedere deficitul ESA pe 2023, undeva după luna aprilie 2024. Trebuie precizat că România a revenit de la un deficit bugetar de aproape 10% în 2020. Anul trecut a fost de 5,7%, însă ținta asumată pentru anul viitor este de doar 2,9% din PIB. Depășirea acestor ținte poate fi sancționată de Uniune cu amenzii sau mai dur prin oprirea fondurilor europene și a banilor din PNRR. Alții 16 cetățenii români și familiile lor, evacuați din fâșia Gaza, s-au întors în țară. Aceștia au aterizat aseară la București cu o cursă specială Tarom de la Cairo, anunță Ministerul Român de Externe. Acest grup reușise să iasă din fâșia Gaza marți. În total, 17 români erau, însă unul dintre ei a decis să rămână în Egipt. Diplomația de la București continuă discuțiile pentru viitoare evacuări cu autoritățile izraeliene și egiptene. Până acum, 237 de persoane au fost evacuate din enclava palestiniană. Inițial au fost 260 de cereri de ajutor, însă numărul acestora a crescut cu aproximativ 100. Ulterior, anunța recent ministrul de externe Luminița Odobescu.
Prețul petrolului a continuat să scadă ieri cu peste 3 dolari pe baril. Tarifele mai mici sunt efectul unei oferte mai mari pe piața din Statele Unite. Simultan, investitorii de la New York estimează o cerere mai slabă de energie din China. Cotația barilului de petrol Brent a fost ieri de 78 de dolari. Totuși, experții nu văd semne bune. Scăderea prețului lațiței este un semn de rău augur. Implică o piață supraaprovizionată, scrie presa internațională. Statele Unite au menținut constantă producția de țiței la recordul de 13,2 milioane de barili pe zi. Târgul de Crăciun din Brașov se deschide pe 30 noiembrie. Primăria a anunțat că tot atunci va fi aprins și iluminatul festiv din oraș. Târgul este organizat ca în fiecare an în Piața Sfatului. Bradul natural de peste 23 de metri a ajuns deja și a fost montat. Cele 50 de căsuțe din piață vor fi organizate în mai multe zone pe categorii. Nu lipsește nici zona alimentară, unde vizitatorii vor putea gusta și cumpăra de la alimente locale la preparate specifice sărbătorilor de iarnă. Primăria Brașov va amenaja și un patinoar în piața Sfântul Ioan. Târgul de Crăciun va funcționa până pe 7 ianuarie. Ministrul Dezvoltării tranșează neînțelegerile din coaliție pe noua legea pensiilor. Adrian Veștea a explicat în emisiunea Puterea Știrilor cu Marinela Angheluș că liberalii nu au criticat legea, ci doar au cerut sursa de finanțare pentru majorările prevăzute. Nu cred că a criticat absolut nimeni, din contră au dorit să identifice sursa de unde vor fi alocate aceste da, pentru că nu este prevăzută creșteri. Fiindcă ceea ce cred că este foarte important este faptul că trebuie să ne încadrăm într-un deficit pe care l-am stabilit cu Comisia Europeană și mai mult decât atât sunt angajamente care ni le-am luat față de electorat, acelea de a nu crește taxele, de a păstra același sistem de impozitare pentru atât pentru agenții economici cât și pentru persoanele fizice. În cadrul întregului exercițiu bugetar, cu siguranță într-un timp relativ scurt, vom avea bugetul de stat pentru anul 2024, vom vedea cu siguranță faptul că fiecare capitol bugetar care îl va avea acest buget va trebui să aibă predictibilitate și trebuie prevăzută atât sursa la venituri, cât și posibilitatea de a-l derula în cursul anului viitor. Asta este o veste îmbucurătoare pentru toți românii, faptul că nu vor apărea taxe și impozite noi, că guvernul prin Ministerul Finanțelor urmărește să păsteze aceleași taxe care sunt în prezent și în același timp consider că este foarte, foarte important faptul că începând cu luna octombrie am avut un grad de colectare foarte bun. Sursa de finanțare pentru noile prevederi din legea pensiilor a dus la contre între partidele de la guvernare. Legea a trecut săptămâna aceasta de Senat și se află în prezent la Camera Deputaților, care este decizională. Noul act normativ prevede, între altele, două majorări de pensii în ianuarie și septembrie, dar și egalizarea vârstei de pensionare pentru femei și bărbați progresiv până în 2035. Ministrul Dezvoltării readuce în discuție necesitatea reorganizării administrativ-teritoriale a României. Adrian Veștea a subliniat în emisiunea Puterea Știrilor cu Marinela Angheluș că proiectul va trebui asumat de viitorul guvern după alegerile de anul viitor. Referitor la o viziune imediată, mă refer în cursul anului viitor, este un proiect care trebuie să devină un proiect de țară, un proiect asumat de viitorul guvern, fiindcă perioada anului viitor este o perioadă în care avem 4 scrutinuri de alegeri. Reorganizarea administrativ-teritorială nu se poate face după ureche, va trebui să existe studii de impact, va trebui să evaluăm fiecare situație în parte cu specificul ei, în așa fel încât să dăm încredere românilor că ceea ce ne propunem să facem este cu adevărat un act de eficiență. Mai mult decât atât, în afară de reducerea acestor unități administrativ-teritoriale, cred că un lucru care este extrem de important este un concept integrat pe o unitate administrativ-teritorială mai mare, pe o suprafață mult mai mare, de care care se poate duce la eficiență, care să
evalueze și să găsească toate necesitățile unei comunități. Fie că vorbim de sistemul educațional, fie că vorbim de sistemul de sănătate, fie că vorbim de infrastructura necesară diverselor așteptări pe care le are comunitatea în zona respectivă, toate aceste lucruri trebuie integrate și trebuie exploatate la nivelul de capacitate care este necesar comunității. Ministrul Dezvoltării a adăugat că în ultimii 30 de ani, în loc să fie comasate mai multe localități, au apărut altele noi. Vedem că a existat, după 90, a existat interesul de a dezlipi localități, au apărut 200 de unități administrative teritoriale noi, practic 200 de localități, s-au desprins din alte localități. În loc să ajungem într-o formă de comasare și de alipire a mai multor comunități, am ajuns în situația în care legislația le-a permis să facă referendumuri și până la urmă să poată avea autonomie locală. A ajuns funcția de primar la mare căutare, cu alte cuvinte. Ei, nu cred că ar trebui să fie asta o problemă, fiindcă cetățeanul este cel care este suveran, el trebuie să aleagă. Eu am avut șansa pe parcursul meu profesional să fiu primar, să-mi dau demisia după ce am câștigat un mandat de primar, să fiu președinte de Consiliul Județean, să renunț la un mandat de președinte de Consiliul Județean pentru a veni ministru. De fiecare dată ar trebui să ne raportăm, să ne fim mai bine pregătiți și să creăm performanță, fiindcă în cele din urmă cetățeanul este suveran și cetățeanul este cel care știe ce trebuie să aleagă în momentul în care merge la vot și este determinat să participe la scrutinul electoral. Numeroase studii arată că cei care au în jurul lor animale sunt cu mult mai fericiți decât cei care nu au. Potrivit datelor statistice, animalele de companie cresc semnificativ calitatea vieții stăpânilor, reduc stresul, eliberează substanțe ca dopamina și serotonina. Pentru că sănătatea înseamnă o stare bună a fiecărei particele din corpul nostru, inimă, plămâni, ficat, dar și sănătatea gândurilor, care este poate chiar mai importantă, vă invit la o discuție despre ceilalți prieteni ai noștri, spune Mihaela Tatu. Invitata ediției de vineri, 17 noiembrie, dr. Ruxandra Otilia Cristea, Standard Vet, ne ghidează într-o discuție fascinantă despre rolul animalelor de companie asupra sănătății noastre. Emisiunea poate fi urmărită în fiecare vineri de la ora 18 pe psnews.ro și pe pagina facebook.com/puterea știrilor. Toate edițiile emisiunii sunt disponibile pe canalul nostru de YouTube. Emisiunea Sănătate tuturor cu Mihaela Tatu este prezentată de Team Dental Clinic Timișoara. Marele premiu al Las Vegasului debutează în acest weekend în Formula 1. Dimineață, prima sesiune de antrenamente a fost oprită după doar 10 minute. Monopostul pilotului Ferrari, Carlos Sainz, s-a oprit pe circuit după ce a cedat în urma unui incident provocat de probleme cu asfaltul din jurul unei guri de scurgere. Comisarii de curs au verificat zona și au decis să oprească definitiv antrenamentele. Mai multe astfel de guri de scurgere de pe parcursul circuitului stradal ar fi instabile, scrie presa sportivă. Și monopostul alpin pilotat de Esteban Ocon a fost avariat serios din aceeași cauză. Ulterior, a doua sesiune de antrenamente a fost amânată cu doar câteva ore. Calificările sunt mâine de la ora 10, iar startul în cursă este programat duminică de la 8. Este primul Grand Prix organizat în Vegas. Circuitul stradal se întinde pe celebrul Boulevard Strip și va avea 50 de tururi. România joacă mâine cu Israel în deplasare în Ungaria, în penultimul meci din grupă pentru Euro 2024. Tricolorii au ajuns deja în Ungaria aseară. Partida de mâine poate aduce calificarea României la Europeanul din Germania. Cu 16 puncte în grupă, la egalitate cu primul loc Elveția, dar și la 4 de adversara directă, naționala are nevoie de victorie sau egal. În cazul în care va pierde, calculele se complică. Ar fi nevoie fie de o victorie în ultimul meci de marți cu Elveția de pe arena națională. În caz contrar, stăm la mâna Israelului, care ar trebui să piardă cu Andorra. Mergem mai departe și în caz de egalitate în ambele partide. România s-a calificat la Euro ultima oară în 2016, când turneul a fost organizat în Franța.
Novak Djokovic s-a calificat ieri în semifinalele turneului campionilor de la Torino. Sârbul, locul 1 mondial, l-a învins în 3 seturi pe polonezul Hubert Hurkacz, care a avut nevoie și de victoria lui Jannik Sinner, deja calificat în meciul cu Holger Rune. Astfel, a mai rămas un singur loc disponibil în faza superioară a turneului. Sinner și Djokovic s-au alăturat lui Daniil Medvedev în semifinale. Ultimul loc în penultimul act se va decide astăzi între Carlos Alcaraz și Alexander Zverev. Alcaraz îl va întâlni pe Daniil Medvedev în ultimul meci din grupe, iar Zverev va juca împotriva lui Andrei Rublev.